Și nu în ultimul rând aș vrea să vă încurajez să ne rugăm pentru Israel. Săptămâna trecută, pe finalul lunii octombrie, UNESCO, știți că a votat o rezoluție prin care nu se mai recunoaște dreptul Israelului și al creștinilor legat de locurile, de muntele Templului și de zidul de rugăciune. Deci se consideră că aceste vestigii nu aparțin de fapt poporului Israel, că Israelul nu are nicio legătură cu aceste lucruri, ca și cum am spune că, eu știu, egiptenii n-au nicio conexiune cu piramidele, ca să fiu un exemplu mai clar. Istoric vorbind, este o jefuire a moștenirii pe care poporul evreu îl are și implicit este o lovitură și pentru creștini, pentru că noi ne relaționăm la Dumnezeul lui Israel ca și creștini, îl recunoaștem pe Dumnezeul Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și chiar dacă evreii încă nu îl recunosc pe Iisus Hristos ca Mesia, dar ei îl așteaptă pe Mesia, ei recunosc că Dumnezeu are un fiu care este Mesia și pe care ei îl așteaptă. Așadar, să ne rugăm pentru Israel în aceste vremuri. Rămâne tot mai singur, tot mai izolat, tot mai hărțuit. Aș vrea să ne rugăm în mod deosebit pentru ca timingul Domnului, timpul Domnului să se împlinească în Orientul Mijlociu. Sunt presiuni mari ca războaie să se declanșeze înainte, poate de vreme. Este cuvântul profetic din Ezechiel 37, 38, 39, care spune de războiul Gog și Magog. Scena este aproape pregătită pentru ca acest război să se poată declanșa. Acolo, în acel cuvânt profetic, Domnul ne spune despre alinierea a Rusiei, Turciei, a unor țări în Orientul Mijlociu, împreună cu Iranul, care deja sunt împlinite. Prin faptul că națiunile întorc spatele Israelului și Ierusalimul devine un potir de amețire, cum scrie în Zaharia 12, lucrurile vedem că încep să se prefigureze tot mai clar spre acest conflict care va fi, pentru că este scris, dar haideți să ne rugăm ca acest conflict, acest război din Orientul Mijlociu, care vor afecta lumea întreagă, practic să fie în timpul Domnului, cu nicio secundă mai devreme, pentru că atunci când cel rău încearcă să accelereze, să grăbească niște lucruri care sunt scrise, de fapt, încearcă să producă pagube în împărăția lui Dumnezeu, pentru că prin războaie mulți oameni sunt împiedicați să ajungă la Domnul Iisus Hristos, să-L recunoască ca Domn și Mântuitor, prin faptul că n-ajung la Evanghelie sau Evanghelia nu ajunge la ei, prin faptul că poate viețile lor sunt încurmate înainte de vreme și nu ajung să facă acel pas al acceptării Domnului Iisus Hristos. Deci cel rău știe că în momentul când accelerează niște evenimente care sunt profețite în cuvântul Domnului în Scriptură, dar aceste lucruri se întâmplă înainte de vreme, cel rău va avea secerișul lui. Deci este o luptă pentru seceriș. Haideți să ne rugăm pentru secerișul Domnului nostru, al Domnului Iisus Hristos, să fie împlinit, să fie întreg și complet. Și nicio persoană, niciun suflet să nu lipsească din secerișul Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, să fim înțelepți, vedem vremurile, recunoaștem timpul, să avem această înțelepciune ca fiii lui Isahar, care au recunoscut vremurile, dar au știut ce să facă în aceste vremuri. Partea noastră, știm ce avem de făcut, este să ne rugăm ca secerișul Domnului să fie împlinit și nici un eveniment în plan mondial să nu se poată împlini înainte de timpul hotărât de Dumnezeul cerurilor și al pământului.